concepție greșită. Nu îmi cumpăr pantofi ca am prieten. E o concepție greșită. Concepția asta mi-a fost scoasă de o prietenă de-a mea, care este singură, eu fiind combinată. Cum? Ducându-mă la un dealer pentru pantofi scumpi. Este, deci nici la șamanul șamanului, dacă te duci, nu te rezolv. Așa. Un respect de sine ce am acum, n-aveți idei. Fata asta, nu vreau să o nume acum, că nu-i frumos, Andreea, s-a uitat la pantofii mei, s-a uitat la mine și zicea, Anisea, trebuie să te respecti în viața asta. Ascultă la mine. Meriți și ești suficient. Meriți și ești suficient de bun. Bine, nici n-avea prieteni. Meriți și ești suficient de bun. Eu m-am spărat, am zis, bine, meriți, gata. Meriți, gata, sunt suficient de bun. Anisea, trebuie să te exorcizez de aceste concepții și să te duc la o biserică și să-ți intre sfântul în tine. Am zis că am prieteni, nu știu, m-a dus. Să nu credeți că mă aștepta acolo o zână, nu știu, Iulia Albu, care să mă îmbraci. Doar. Nu. Deci știți cum arăta dealerul ăla? Ca un gherțoi, efectiv, recuperator din locuinții. Parcă făceam credit la primul pantof, așa era. Da? O gușă până în pământ, în trei straturi, curgea. Așa. Un brand mare. Pe brand avea desenat o sirenă de poliție. Cu tot cu tremur din 77, că avea loc, știi? Adică avea loc, de ca la un bladon, știi? Și îmi zice ca în The Godfather, am o ofertă de nerefuzat. Eu nu că am prieteni. Și deodată mi-a arătat o perechi de pantofi. Cu Zvarovski, băi. Străluceu. Eu am zis că, Doamne, a venit Iisus pe pământ. A venit Iisus.